aplauze furtunoase pentru Romica Țociu și Cornel Palade! Bună seara, bună seara, lăsați! Seara. Cum ar fi, mă, vara fără ei? Dar nu e vara, mă, ei, dacă n-apar la pe litoral, nu e vară. Am venit în seara asta să prezentăm un program frumos, elegant, folclor, nu folclor. Ce, ai umor? E un fel de floarea din grădină, nu ca să spunem așa. Categorii. De-aia, dragi prieteni, astă seară, invită în fața noastră, poate una dintre cele mai celebre orchestre de muzică populară de la noi din țară. Haideți să-i primim cum se cuvine, aplauzele mele și ale dumneavoastră. Vă rog frumos, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, onorat juriu, orchestra Plaiurile Gorjului din Piatra Neamț, să intre orchestra! Hai, băieții! Hai! Bună seara! N-am avut locuri, că la ei, la cât sunt de bătrâni, e sold out. Sold out? Să începem, că este, nu-i așa? Stand-up, stand-up. Da, vă rog. Veniți pe rând? Nu, e și băieții aici, numai că e împrăștiat un pic, dar trebuie să vină. Păi nu intrați tot și odată? Ba da, să intre, dacă eu m-au zis. Păi du-te, măi, dracu, afară, chemă-i pe toți să intre. Păi să vină, domnule, eu am stat, apoi stau ca fraierul pentru Întuneric acolo, cu operatorul, până vine ăia, e toți. Eu am venit, am auzit orchestra, mi-a zis să lăsă intru, nu? Da, până vine toată orchestra, da. O să încercăm... să rugăm pe maestru să ne cânte ceva la vioară. Vreau să vă spun, vine dintr-o familie de rapsuzi cunoscuți. Mama lui cânta la drâmbă, tata cânta la frunze de pește. Mama cânta la drâmbă? Bă, bă, mama cânta la drâmbă? De unde ne-a cuștit tu că cânta mama la drâmbă? La bufnire. La bufnire, da. Dar la ce cânta? Bă? Cânta din gură. Uite, din trâmbă. Am vrut să te umflu un pic. Mă umfli, mă umfli așa, că nu știam cine intră. Rapsos, pun. Rapsos, da, dacă sunt rapsos. Mă rog, până vine orchestra, o să încercăm cu maestru la vioară, un program special. Maestre, un do major, vă rog. Mă duc să-l iau de la mașină, că l-am uitat. Băi, alo, 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 alo. Am două aici, că dacă îmi spuneați, intram cu două de la început. Do major la vioară. La vioară vă dau. Sta, op. Mi-a fugit ăsta. Cer scuze. Ce am, mă, drujbă, ce dracu. Ești nebun la cap. Unde-s coardele? Poftim? Coardele, unde-s? Păi nu v-am zis aseară că dacă nu le plătim, pleacă? Coardele de la vioară. Da, coardele de la vioară. Le-am la Mișu cu acordionul, că la mine pleznesc, înțelegi? Se joacă aia prin mașină și mi le pocnesc. Dacă știam că intru primul, le puneam. Cer scuze. Ce e aici? Ce avem? Botez, nuntă? Ce e? Bă, tu ești tâmpit, ai umor. N-am mâncat, să moară, dacă am, n-am. De unde să avem? Că dacă știam, luam de acasă. Tu ce ai? Nu, a? Tu ce ai? Datorii, nașule. E nenorocire. Lasă-mă pași că sunt supărat. Mai bine, dă încolo de folclor, intrăm pe manele. Înțelegi? Manea, direct pe ele. Bă, știi că te ajută și fața. Mă ajută, da. Mor eu dacă nu. Stai puși. Ce dracu ai în cap? Ți-a vădat pisica? Ce ai puțin? Nu, nașule, am fost cu nepotul meu în Turcia. Să-i fac mărire la... Și după ce l-a defrișat, i-a rămas păr. Și am zis, dacă e la ofertă, să-mi pun și eu. Înțelegi? Și de-aia... Da, să continuăm. Deci o melodie a capela, am spus. Da. Adică fără acompaniament orchestral. Ah, fără acompaniament. Am înțeles. Eu vă ajut cu ceva sau deci, stau... Nu, matale, ai să fii grupul vocal din... Păi singur fac ca grupul, cum dracu fac? Cum? Păi, lasă-mă cât să unul sau doi, ești nebun. Ah, sau de doi, da. Pe mișcare, da? Pe mișcare, da. Pas. Da. Pac, pac și intru. Gata, am înțeles. Nu e stabil, nu s-a stabilizat încă, dar... N-a făcut legătura cu prostul. N-a făcut, da. Deci, să începe melodia, o melodie pe care o dedicăm în partea, din partea Partidului de Guvernământ pentru electoratul din România. Da, da. Ce vreau să te întreb? De Paște ai luat lumină? Da. De unde? Direct de la stâlpă. De la stâlpă? Da. Păi, de ce?
până vând casa, ca după aia să-mi plătesc curentul despre asta. S-a venit curentul scump? Da, venit. Nenorocire și la mine, da, la fel. Tocmai de-aia, doamnelor și domnilor, avem pentru băieții deștepți din energie o melodie care sună cam așa. De la proștii care plătesc. Haide, te rog frumos, de la plătitori. 3 și... Hai! Mă deranjează asta. Și... Iar am o zi grea, iar am o zi dură, n-am avut să dau banii la factură. Au spemit curentul și îmi vine să le dau prin ou. Wow, 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 wow. Litoral, tată, da, asta e. Ia uzi, bă! Am prins 2 ani de pandemie, m-am operat și de hernie. Și când ziceam că e mai bine, bine. 7 din 7 muncesc, vai de mine. Noaptea nevasta trage de mine. Soacră mea strigă de dimineață: scoală, Romică, du-te la piață. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. A venit și gazul dublu la factură. Îmi vine să plâng și să le iau tot neamul la o. Wow, 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 wow. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. Ei cântă foarte bine, au exercițiu de respirație foarte bun, se agită foarte mult și totuși au respirație și au exercițiu ăla, nu dau pe lângă, vezi că nu falsează. N-am avut să dau bani la factură. Vezi că era bine, foarte metric, foarte studiat, foarte calculat. Da, nu știam treaba asta. Dans, dansul foamei. Ritmurnera. Delia vede următorul hit. Da, o și caracterizează asta cu gazul, cu factura, la energie. E problemele ei de zi de zi. Bravo, râdeți voi, dar nu e râsul vostru. Da, că vine factura. Ia uzi. Scumpiră ăștia și dolarul. O să-mi vând casa și măgarul. Picatul splina și o mână. Să pot plăti și peste o lună. Hai, șe! Wow, wow, wow! Mersi frumos, muzica! Mersi! Perfect, a fost extraordinar! Mulțumim pentru aplauze! Treaba voastră, dar când ajungeți acasă, o să aveți altă față. Doamnelor și domnilor, iubiții noștri prieteni, asta vreau să spun, Așule, că ai văzut că la manele acum se schimbă șmecheria. Nu știu dacă ai văzut. Nu, dar ție îți vine bine maneaua, ai o stare specială. Am la șupirie. Și ai și nervi în tine. Să știa! Ta-ta-ra-ta-ta-ta! Și asta și dedicații. Să știa că asta dedicații le aduc la manele. Asta, să știe, pentru tatăl meu, pentru frate, pentru sufletul meu, pentru tata lui, pentru inima lui, pentru fane, care zice pentru tata lui melodia: n-am avut în viață rost, că am avut un tată prost. Înțelegi? E prima dată când chiar urde și l-am pe manele. Bine, de aceea, astă seară, avem o melodie și pentru... Domnul președinte, pentru președintele nostru, să-i dăm Dumnezeu sănătate, pentru neamțul nostru, cu o melodie care să știa. Nu neamț, vorba aia. Hai. Puțin Delilah, te rog frumos, Delilah, te știa. Asta e. Asta e. Vocea ta. Melodie, vocea ta. Ce ori l-au ăsta, băi? Vocea ta, vocea ta, iar mă ia inima. Îmi vine să mă omor când ne văd iar la televizor. Ia-uzi! Miroasea sărmăluțe. Ah, da! Miroasea buchet aruncat pe spate. Că te-am votat și te-am crezut.
cine-ai făcut ca la barbut o hasmoroc. Atenție! Că am vrut să avem și noi un neamț, cine-ai lăsat fără un panț, așa nu ca noi. Ne-ai dat prin gură arpacaș și-n Schengen tot nu ne băgaș de sandilo. Am o senzație că gândesc unde mâncăm de seară, pe ce terasă, unde mergem. Găsim noi o... A? Haide și rac, tac! Vocea ta, vocea ta, ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, iar mă ia inima, ta-ta-ta-ta-ta, îmi vine să mă obor, când te văd ea la televizor. Haide! Ăla-i timbru, fiscal! Să spurți eticheta, să fără mamă! Doamne, astea sunt momentele pe care le ador din emisiunea asta. Deci scocul ăla de pe tot. Le-am luat mult rău. Sociu de pe frunte, excelent. Pentru Mimi, pentru soara noastră din Spania, e la Pârnaie! Care avea bube pe curb și acum are pe față! Doamne ajută! Să fim și noi europeni. Ai zis că fără de ciordeni o haz noroc. Ne-ai dat prin gura arpacaș și-n Schengen tu nu ne băgaș o haz noroc. Ia-uzi, atențiune! N-am mai furat de 7 ani, doar 4 rate, 5 burcani. Atențiune! Am stat în cur, am stat și-n cap, și-n Schengen tot nu am intrat de basta lor. Vocea ta, toată sala s-a auzit, iar mă ia inima, de bine să mă omor. Deci ar sta toate drepte ca părul. Îi facem ciudă, bă, că nu mai are păr, uite. Uite, ce-a ridicat părul. Na, mă, na. Îmi vine să mă omor când te văd la televizor. Mulțumim frumos, muzica! Este stop! Este! Aplauze! Super! Bine! Doamne ferește! Gogule, pleci la mare anul ăsta? Eu nu mă mai duc. De ce nu te duci, nașule? Ce? Au stricat aia plaja la Mamaia. La Mamaia? Da. De ce? Au făcut-o de 2 km. Adică? Până ajungi în mare... Da, da. Cât de simplu, șlobe. E gravă, și aia și... Și-a apărut și niște specimene acum. Unde? La Mamaia? Da. Ferească, de niște... ce? Cred că cu războiul ăsta, cu Ucraina, cu rușii. Ce, ce? Niște entități. Ce entități, nașule, că nu știu de? 1,90 m. Atât au! Da. 1,90 m? 1,90 m. Și mai cum? Craci până în gât. Mamă! Și... Boxe, da, ha? Da. Periculos. Au boală pe bărbați. Pe bărbați? Deci cum îl prinde, îl distruge. Adică ce-i face? Îi suge cardul cu tău cu pin. Și te mai duci? Am fost anul trecut de două ori, la anul... Nu mă mai duc decât de vreo 5 ori și mă las după te aia. Te duci să te duci și matale, da. Bravo, e fericit. Dar ce te uiți la mine, ce am? Mă uit că ești obosit, da. Că nu te odihnești, Gogo. Cine e obosit, da. Bă, nașule? Ce? Îți dau cuvântul meu de onoare că de vreo 2 zile am un coșmar de nu se mai termină. Pe cuvântul meu de onoare am un coșmar... Se poate că umblă coșmarul. Pe cuvânt, îți spun sincer, adorm. Și unde crezi că mă trezesc noaptea în vis? Noaptea în vis. Unde? Noaptea în vis. Unde? În Gara de Nord. Toată lumea se visează în Dubai, la Monaco, la Tacă, peste tot. Eu mă visez în Gara de Nord. Toată noaptea am împins la vagoane, nașul. Să împingi o noapte întreagă la vagoane, îți dai tu seama. Pe ce parte? De? Pe burtă. Bun. Pe burta cui? Pe-a mea, pe-a cui burtă? Domn Prost. Adică? Domn Prost. Adică? Culcă de-o pe o parte, domn pe dreapta. De, pe dreapta ce? Păi uite, numai pe dreapta, domn. Ma ta? Pe dreapta, stai pe ficat, digestia, chestia. Și ce, visezi frumos sau ce? 8K. Uite, la seara m-am uitat acasă, am pus cap pe pernă. Aha. După 2 secunde am adormit. Aha, aha. Cine crezi că intră la mine în cameră? La Mata? Da. Cine? Ei, zi. Cine? Madonna. Ba!
Madonna cântărețe aia bună. Madonna aia bună, da. Păi ce dracu căuta la Mata în fișe, de ce noroc ai? Mai e Madonna, dacă îți intră cel mai tare coșmar la aia acum. Ce ai făcut? Ce am făcut? Știi că s-al dracu. Și? Cum ai intrat în casă, am luat-o și dă-i. Pe spate, pe casă, pe masă, pe fotoș. Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Mă, la o jumătate ora. Mama. Pe chinezul dracu, mic, da. Așa, și? Zic să mă odihnesc și n-am putut. Ha? No. Ha? Iau, cioc, zic, intră! Intră! E, cine crezi că intră? Salvarea! Nicole Kidman, bătâmpitule, mă! Mamă! Zici că e Expendables, dar pe gagici este numai tălere. Nicole Kidman aia... Pe unde era cu încăput? Că mata e garsonieră, e mică, unde e? Aia m-a obosit. Ce? În alta dracu. Adică? Încă 45 de minute. Performanță. De bun ce ești. Da. După 45 de minute zic să mă odihnesc puțin. Și normal, nu? 45 de minute. Și iar au cioc la ușă. Iar cioc. Zic, intră. Au. Cine crezi că e? Cine, nașule? Shakira. Shakira. Wow. Te arunci, e tânără. Gata, știu, și cum a intrat, ai luat-o și dăi, papac, pac, și dăi. Ce și dăi, bă, tâmpitul, ești nebun la cap. Da ce? Păi ce vă-s robot? Păi și ce ai făcut? Și am dat-o afară din casă. Ce ai făcut? Am dat-o afară. Păi cum să o dai afară din casă, mănașule? Eu nu sunt prietenul matale? Da. Păi nu puteai să-mi dai și mie un telefon? Păi te-am sunat. Și? Tu erai în gară, l-am prins vagoane. Tu te-ai dracu. Odată n-a dat, nici în viu, nici în vis. Cornel Pala, de aplauze. Doamnelor și domnilor, n-a dat refuz de ciur. Vrem să închidem pozitiv. Pentru că știți foarte bine că în ultima perioadă în România toată lumea are moralul foarte scăzut. Maestre, da. E bun pentru moral, bun, dă-i drum, bă. Hai! Hai! Yeah. Bă, dar ce melodie am ales. Haideți să facem ceva, să schimbăm direcția. Că românii astăzi sunt cu moralul la pământ. Dacă sunteți supărați și mentiți și disperați, dacă viața este grea, noi vă învățăm ceva. E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun. Domnul Șerban, în 50 ani ne vedem pe litoral. Dacă tocmai ce-ai aflat, ce? Că bărbatul te-a înșelat, cheamă-l pe instalator și bagă-l în dormitor. Dacă banca s-a dublat, ratele de te-a turbat, fă și tu trei luni restanță, puși cu banii în vacanță. Nu e? E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun, bun, e bun, bun. E bun, bun, e bun, bun, bine! Octavian Ursulescu și... O seară incendiară, dragii noștri, aici. Apa nouă s-a tâmpit, ce? Apa iarăși ne-a scumpit. Sabotează-i pe nebun, spală-te doar joi și luni. Dacă în stradă un oricare îți ia locul de parcare, aruncă un chil de cuie să vezi cum și-o ia la deci. E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun, e bun, bun. Romică, Sociu! Bravo! Super! Hai, umor! Vă iubim! E grav, cu voi e grav. Da, excelent. Dacă nu era grav, nu trăiam atât. Maestri, bă. Vă pupăm și vă mulțumim. Vă mulțumim, noi așa trebuie să înceapă vara. Asta e moment de început de vară. Mi s-a făcut poftă de șprit. Era așa, de plajă. Era o chestie în Mamaia, acum vreo 30 de ani, 20 de ani, când toți hotelierii, cei care aveau restaurante, spunea așa: dacă a venit Zuciu și Palade pe litoral, începe sezonul. Ala e! Ala e! Asta am spus și noi! Mulțumim frumos! La revedere, mersi! Excelent! Bravo!
Bă. Pentru Romi Cățociu și Cornel Palade. Te pun, mă, Cornelușul meu. Mamă, iar împreună și în pași sălăt. A, bună seara, bună seara. La mulți ani și vouă, Hristos a înviat. Ia uite-te la al meu, ce faci, mă? Ce fac? Fac bine, ce? I-ai furat hainele lui Marcel Pavel, ce, a? Ce are, mă? Și tu ai furat freza, mă, că. De ce are, a? Bine că i-a rămas vocea, a? Ce cărare lată ai, da. Marcelul are mai lată ca tine. Păi da, că ne spălăm cu același șampun. Da, stă bine, zâmbești. Uite-l și pe Cătălin, Cătălin, te pup. Te pup, Cătălin, mă. Salutare, salutare, mă. Să rămână, Delia, să rămână. Ce bucurie să facem Paștele împreună. Extraordinar. Și cu maestru Chelu, respect. Îl mai ții minte pe Cătălin, pe Bordea? Nu era June Prim la noi în serial. Mai era era tânărul îndrăgostit. Veșnic. Veșnic îndrăgostit. Da. Uite, acum, vezi? Acum și-a găsit și el un partener și l-a găsit pe Cortea, sunt împreună, vezi? Da, cuplul drumurilor sud-americane. Bravo! Extraordinar, aplauze! Bravo lor! S-ai luat tu? Am luat, m-ai chemat, mi-ai dat telefon, mergem la umor, începe campionatul ouălelor, începem, da? Hai, vino coace, dă-te mai aproape și vino coace. Hai. Ouălelor sau ouălor? Ouălelelelelor! Hai, ești gata. E nouc sau e de acolo 3 ani? Că voi nu vă luați ouă în fiecare an, vă luați... Cine, mă, noi dacă vă luăm în fiecare an? Da, în fiecare an, bravo. Ai gătit și tu ceva de Paștele ăsta? De ce? Sau tău camilogul prin cartier pe la prieteni? Zi. Să spun că chestia asta, cu chestia asta chiar m-ai jignit, pe cuvânt. A, cu drag. Cu drag. Drag, da, cu drag. Știți momentul ăla când stai la masă în ziua de Paști. Așa. Liniște, pace. Toată lumea a încântat. Și ei prima lingură de ciorbă de miel aburindă. Cu parfumul ăla de leuștean verde. Au! Și în momentul ăla sună soneria la ușă. Păi și la ce vrei să sun? Să sun la altă ușă. Păi da, dar am vrut să-ți fac o bucurie, să cum să spun... Îmi făcea o surpriză plăcută dacă sunai la telefon. Păi și cum? Să sun la telefon ca să spun că sunt la ușă? Nu. Să sun la telefon, să spun că ești în Costa Rica. Mă rog. Tu la tine, la Craiova. Așa. Nu te duci la cineva. Da. Te duci cu mâna goală. Păi și ce, mă, n-am venit? N-am adus? Ce ai adus, mă? Nevastă-mea, copii. Nevasta, copii? Da. Numai atât? Da? Păi și ce? Am adus și nepoții, că erau nepoții mei. Dar nu vreai tu să las nepoții acasă și să vin la tine să mă distrez. N-ai cum, mă. V-am primit un cabaj. Păi am venit și ce, dacă am intrat? Zici că era oră de vizită la Versailles când ați intrat. Să spune Versace. Și nu eram așa de mulți. Eram eu, copii, ăla și aia. Ne-am așezat la masă. Da. A trebuit să o trimit pe Nașa și Nașul să mânce ciorba în bucătărie. Mama săracă a stat cu farfuria de ciorba acasă. Soacră mea a stat pe balcon și mânca ciorba pe balcon. Ca să vă fac vouă loc la masă. Bă, n-am zis nimic. De ce? Bă, n-a fost de ajuns. Te așa picior peste picior, comandai parcă era la Capșa. Bă, la mine acasă, ca la Capșa, comand. N-ai cum? Ai certat-o pe nevastă mea că mi-a făcut salată de icre de știucă. Cum îți făcea măta la Craiova. De știucă. Știu că ești nesimțit. Bă, dar ce inimă ai avut, mă, animalule? Ce față faci? Ce inimă ai avut, mă, animalule, mă? Să vii cu ouă de lemn la mine, mă. Mă, măcar atât puteai să mă lași pe mine, mă. Să sparg eu ouăle, atâta bucurie aveam. Să sparg și eu un ou, unul singur. Bine, mă, și pentru atâtea lucru trebuia să ne dai afară din casă înainte să dai tortul. Vrei să mănânci și tortul? Păi... Mă aveați puțin și mâncați mâncare de la pisici. Păi știi că nu mai ține. De ce? Am investit, mi-am cumpărat un ou adevărat. Gata. Ou de găină birmandeză. Da, birmandeză, birmaneză, nebunule, cum birmaneză? Birmaneză, da. Așa, mă rog. O cheamă... Cum? Amalia. Vezi de treabă, Gogule. Am hârtia, te bat din 1989. Ai pe mine? Pe tine, vezi de treabă. Băi, în 98 era 8 la 2 pentru mine. Păi tu mai știi că tu prima oară ai ciunit ouă cu Ștefan cel Mare. Tași-mă din gură. Fii atent la mine. În 2004 a fost 12 la 6. La revedere. N-avea...
Sigur am două în față. Am hârtia în buzunar, Gogule. O am hârtia în buzunar, scrie clar. Te-am bătut din 89, este clar. Este 27-6. Exact 33 de ani de când suntem împreună. Ai înțeles? Ești bătut, ești istorie. La revedere, Cărelu. Hai, te baci sau nu te baci? Hai, dă-i drumul. Le-ai scris, bă, și pastele. Păi le-am scris ca să nu le uit. Hai, dă-i drumul. Ești gata, da? Hai, care pe care, zi, dă-i drumul. Hai. Hai, încălzește-te. Freacă-mi un pic. Vezi de treabă că... Vezi de treabă că... Ușor că scrie și tensiunea, Corneluș, da, da? Hai, ușor, hai. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și a zis Pilat către popor. Cine s-a depilat? Pilat din pont. A Pilat din pont. Din pont. Către popor. Ce pe cine să eliberăm? Așa. Pe Iisus Nazarianu sau pe Barabas Hoțu? Și? Pe Barabas Hoțu a strigat poporul. Da, și de 2000 de ani poporul votează la fel. Hai, dă-i drumul. Hai, bagă. Asta, bravo. Bravo, mă, Robin. Bagă. Hristos. A înviat. Stop. Înviat. Stai, vino cu acest. Vino cu acest, stai un pic. Vezi, anul ăsta, dacă ți-ai luat miel, fii atent la mine. Aruncă-i mingea. Dacă s-o duce înapoi, nu-l mâncați. Ia-i lăsă. Hai, dă-i drumul. Hristos a înviat. Da, am vrut să-mi iau miel. Poftim? Au scumpit ăștia carnea de miel. Zici că-i vacă japoneză. Ca să iei o bucată de drog, trebuie să faci credit la bancă. Hai de mamă, știu. Am făcut ce areu. Mânca mi-ar drogul. Da, da. Hai. Hai răbdare. Ai răbdare, Cornele, nu te înfuria, că au plăcat ăștia programul primul miel, ai înțeles? Și cum îl dă? Îți dă miel în rate, înțelegi? Așa. Hai, o rămăsuse la drop, că n-ai avut bani. Și ce ai făcut? La urmă, ce să fac? Am luat tinerile lui nevastă mea. Așa? Și le-am dus la amane. Bravo, tată, pe el, stai drum. Se uită la mine, zice că eram infractor. Și? Zice, mă, ta cine ești? Stăpânul inelelor, cine să... Lord of the Ring. Alibaba și cei 40 de hoți. Cam rămas toți în chiloți. Bine, ai răbdare. Bine că nu te-a prins poliția. Că ai văzut ce de poliție a fost în noaptea de Paști. Doamne, Dumnezeule, ziceai că Iisus a evadat. Nu a înviat. Pe cuvântul meu, Doamne. Hai, ești gata? Da. Dă-i drumul, hai. Pe ea, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, dă-i drumul, hai că... Doamne! Ce? Doamne, ține-i pe cei tari. Ridică-i pe cei căzuți și adună-i pe cei împrăștiați, Doamne. Ce-i, mă, Cornele? Ce-i asta? Reclamă la sutiene. A, la sutiene. Ia uite, bă, unde era. Ia uite, bă, unde era influencerul. Dorian Popa, mai bine făceai reclamă la suspensoare, că te ajută fața. Hai, dă-i drumul. Pe ea, dă-i drumul. Hristos a înviat, dă-i drumul. Hai, dă-i. Ce? Hai că mă țin tare, zi, mă! Ții tare, tinerelule! De ce? Odată ăștia la televizor că umbli numai prin cluburi de noapte. Păi normal, păi până se îmbracă nevastă mea, ălea de zis să închid. Hai, dă-i drumul. Nu vă certați. De ce? Nu-i frumos. Cearta-i de la diavol. Da? Mai bine luați-vă la bătaie, că bătaie ruptă din rai. Doamnelor și domnilor, iubiților și... Prieten Cornel Palade, Doamne, cât am făcut cu omul ăsta în viață! Cât am făcut eu cu el în viață, bine, când era în viață. Păi nu bine și noi 50 de ani de când suntem pe scenă? 33, băi! 33? 33! La mulți ani! Mersi! Mersi! Mersi, Delia! Numai că, Delia, mie mi s-a părut că au trecut 50! Ai rămas cu mine să mănânci zilele. Da, și tu să mănânci nopțile. Că de nu-ți foră-i, fratele meu, zici că ți-a rămas proteza dentară înfiptă în gât, să mor dacă te miști. Nu se poate așa ceva. De-aia n-am putut să dorm cu tine niciodată în cameră, că tot timpul mi s-a părut că taie cineva lemne pe noi. Înțelegi? Bă, mai bine să taie cineva lemne decât să taie poantele din text ca tine. Să știi că aici m-a durut chestia asta. Să știi că m-a durut chestia asta. Să muiți numărul de telefon. La revedere, băi! Băi, adio, băi, nu la revedere! Băi, moldovean fără noroc, la revedere! Pa! Ai fără zic. Mine erai nimeni! Ai la revedere! La revedere! Dacă, bă, te-ai hu! Stai, Cornele! Ce? Vino pace! Ce să? Pacă, am uitat! Avem o nuntă săptămâna viitoare și am luat avansul. E păcat să ne certăm acum. Ai luat avansul? Am luat avansul! Romicuță, mă! Iubitul, băi, vino mă să te... Băi, se poate, bă. Băi, să ne certăm noi pentru un nou și ce pentru... Ce vorbești, bă? Bă, dar
Ce prost e ăsta, ce proști suntem, bine, vreau să spun, deși se vede emoția mă sugrumă, că despărțirea de Cornel nu poate fi decât o glumă. Dincolo de faimă, de turnee, dincolo de orice bani, eu îl iubesc pe omul ăsta de vreo 30 și vreo 3 de ani. M-ai emoționat. Am fost un cuplu amuzant, dar am avut ceva de spus mereu. A fost momente bune, a fost momente când a fost și greu, dar dincolo de toate vă jur că orice glumă ar putea să spună, el e perechea mea și tot ce am realizat a fost doar împreună. Mersi frumos, Cornel. Te pup și te iubesc. Hai. Hristos a înviat. Hristos. Hai ca să și terminăm. Bravo! 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 Vă pupăm și vă iubim. Hai să terminăm. Dă. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bă! Stai că mai au. Ah, stai jos, stai jos. Mai stai că mai avem. N-ai caracter nici la televizor. Mi-au schimbat ăștia ouă, Cornele. Să vezi ce te schimb eu de mâine. Cornele! Băi, Cornele! Du-te, bă, lasă-mă în pace. Cornele! Lasă-mă în pace. Mi-au schimbat. Vă mulțumim frumos, Hristos a înviat, vă iubim. Cornel Paladu. Hristos a înviat, vă mulțumim de suflet. Bunul meu coleg și partener, vă mulțumim frumos că ne-ați invitat într-o seară așa de specială. Sunt de 33 de ani împreună. A, ca Iisus când a murit. Iisus. Și moare și relația lor. Mi-am dat seama la un moment dat. Și așa a înviat și relația lor. Acum da. Hai să mergem mai departe. Totuși, mulțumim frumos, a fost un moment fabulos, mi-a plăcut foarte tare și noi facem spectacol împreună de vreo 10 ani aproape. Mulți înainte. Mulțumim. Spune pe aia că vreau să îmbătrânim așa. Să nu, nu, dar aș dori să ajungem și la performanța asta, să faci 33 de ani de carieră, cel puțin e fascinant și vă doresc mulți ani înainte de carieră. Eu nu vreau să îmbătrâniți împreună. Nu neapărat, nu, zic eu, că... Eu vreau ca unul să supraviețuiască. am avut așa un moment când mă uitam așa la tine și zic, holy, așa o să ajungem și noi. Da. Doar că noi nu facem duete, duo-uri pe scenă. Nu facem. Încă. Păi, s-au întors pantaloni evazați înapoi, s-au întors ploverile alea de bunică pe tinere, n-ai văzut, flaușate și așa. S-au întors maletele, bă, s-au întors frezele alea. Stai că nu s-a întors. Da, n-ai de unde să știi. Și eu vă mulțumesc frumos, ai adevărat, am jucat în serial la voi atunci și atunci am învățat ce înseamnă improvizația. Eram mic, eram vai de capul meu. Dar câți ani aveai atunci? 20. Ajutor! Băi, competenților, mă! Bă, dacă m-a accidentat, vă omor cu mâna mea, mă! Băi, vorbește frumos, fii atent aici! Banii mei vă lișează, băi! Și tu vezi ce față ai acum? Avea păr, bă, bă. Avea păr, bă, da, avea păr ăla. Era mai mulți care aveam păr, da. M-am pupat la revedere. Cornel Palade! Romica Țoci, să rămână! Băi, unde fugeați? Stai-mă puțin, ce rău? Unde alergeați? Ce faci că nu mă cunoști? Bă, vorbești cu mine? Nu cu mine vorbesc. Bă, Rene, ce ai băut după Fulgii? Bă, dacă vorbești cu tine, cum să vorbești cu mine? Pentru că eu ești tu, Romică, înțelegi? Bă, du-te! Bă, du-te! Lasă-mă dreacu' în pace cu vrăjeala asta, cu bălăriile astea, lasă-mă în pace că am treabă, te rog eu frumos. Romică, da. Crede-mă, eu sunt tu, dar din viitor, înțelegi? Știi reclamă. Bă, nene, dacă vrei să-mi vinzi la vabilă... Așa se îmbracă cum zic. Vezi că nu mai nimeni, că eu sunt cu tapetul mâncața și gura. Să-i dumne, ce lavabilă? Despre ce vorbim aici? Romică, crede-mă pe cuvânt. Eu sunt tu din viitor, înțelegi? Înainte cu 10 ani. Ești nebun la cap. Du-te, bă, de nădăcie. Adică vrei să spui că în 10 ani ajung în halul ăsta de urât?
Păi stai puțin că... Acum ești bine. Da? Da. S-ai văzut cum arăta înainte de operație. Îți atârnau toate. Erai fleșcăit. Și la față, și în față. Operație? Da. Ce operație? Estetică. Estetică, dar numai sus, că jos n-au ce să mai facă, a spus că... Bă, ce te uiți așa? Bă, nene, ești nebun la cap? Bă, cum s-a răs? Cum, mă, după operație estetică s-a răs în halul ăsta? Doamne Dumnezeule, Doamne, să mă bată mama. Dracă trăia, râdea și Michael Jackson de mine. Să moară mama dacă te mine. Cu dracu mă să arăți așa după operație estetică? Dar ce am făcut? M-am zbătut pe masă? I-a tremurat Lola mâna? M-a operat pentru întuneric? Să moară mama, ce am făcut? M-a operat pe jumătate de bani? Ce am făcut, mă, zice? Ce vorbești, mă? Lasă că ești bine acum. A? Ești foarte bine. Pe cuvânt? Să-l vezi pe Adrian Enache cum arată peste 10 ani. Cum arată? Zici că are 18. A, 18 ani? Nu. 18 zile de greva foamei. Dar ce au făcut, mă? Au ochii să ia farmaciile. Trăiește numai de încântat. Dar lasă-mă pe Enache. Ce treabă am cu Enache? Zi-mi de nevastă mea. Ce face? E bine? A, nevastă ta e foarte bine. Bravo. E bine de tot. Te-a părăsit. Ce? M-a părăsit nevasta? Da. Bă, nene, ești nebun la cap, ce urmează să mai îmi spui? Că mi-a luat tot, că m-a lăsat pe drumuri, ce dracu, ce ai? Păi nu ți-am spus că ea e bine? E, lasă! Bază că și tu ești binișor. Da, sunt bine? Da. Mamă, mă bucur, așa, zi. Toată lumea te invidiază. Hai, mă, nu mai spune. Se ține de ține una de vreo 20 de ani, așa. De 20 de ani? Da. Du-te, bă, deci, că nu te cred. Hai, domnule, lasă, fii serios. Cum să umble una, o fată de 20 de ani cu mine? Nu te uiți la tine cum arăți? Nu e fată de 20 de ani. Așa. De 20 de ani e fată, că înainte era altceva, înțelegi? Da. Dar peste 10 ani e ceva normal. Da? Peste 10 ani poți să fii ce vrei tu, cu cine vrei tu. Da? Da. Uite, de exemplu, eu aș vrea... Și pot să fiu ce vreau? Ce uite, vrei? De exemplu, aș vrea să fiu milionar, mâncați-aș gura. Da, și eu vreau asta. Păi uite, chiar mi-a venit o idee. Dăm 50 de lei, mă duc să-l pun la pariuri, iar tu ca ești din viitor, îmi spui cine a câștigat, am pus, pac, cașcavalul, hop, hai! Dă-mă 50 de lei, că nu-mi dai mie, îți dai ție. Bun, deștept. N-am niciun leu. N-ai niciun leu? Nu. A, aoleu, să nu-mi spui. Am trecut la euro. Nu, n-am trecut nicăieri, dar ești sărac. Cine ești sărac, bă, săracul, dracu? Eu sunt sărac? Bă, nu te dracu de sărăcie de aici, cum o faci pe mine sărac? Eu nu sunt sărac, bă, sărăcie. Uite, bă, că bag mâna în buzunar, hop, am scos 50 de lei. Da, sărăcia, dracu, ia uite, mă face sărac. Auzi, mă, mai ții minte ce spunea domnul Iohannis? Că 50 de bani sunt 50 de bani. Aha, așa. Peste 10 ani, 50 de lei o să fie 50 de bani. Paolo, așa rău? Păi stai, mă, puțin, nu zicea domnul Iohannis că face cadres, praful s-a ales de el, mai știi ceva? E bine, e bine, domnul Iohannis, s-a întors la prima dragoste. Pe cuvânt? Da. Aoleu, să nu spui, a divorțat de doamna Carmen. Nu, nu. S-a întors la prima lui dragoste școala. Aha, da. Aha. Predă din nou. Da, predă așa, rar de tot. Ei, nu știi că așa vorbește el. Dar ce predă de predă așa rar de tot? Despărțirea în silabe, ce predă? Dar mă rog, ce spune-o ție toate chestiile astea? Lasă că ai să vezi tu peste 10 ani cu ochii tăi. Așa, zi. Fii atent, eu am venit din viitor. Așa? Ca să te avertizez de niște lucruri. Așa, care, ce? Fii foarte atent. Da. N-ai să mai mergi pe bicicletă. Să mor tu. Ai venit 10 ani încoace să spui că nu mai merg pe bicicletă, mă? Ce bicicletă, mă? Că eu... De când merg eu pe bicicletă? De când te-a părăsit nevasta, ți-a luat mașina. Da.
Bine, mă, nu mai merg pe bicicletă, așa. Și de ce? De ce să nu merg pe bicicletă? Pentru că ai să faci hemoroizi. Stai, băi, 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 vorbește tare, te audă toată lumea. Ce era cu ai nebunit la cap? Ai să ai probleme cu prostata? Stai, băi, vorbește-mă mai încet, ce-i? Am zis, am glumit. Cu vorbește... potență. Stai, băi, lasă-mă, stai, mă, ce aude toată lumea. Vorbește ce, că o nu să se doară genunchii, gleznele, coloana? Tot de la bicicletă. Nu. Și asta pentru tot restul vieții. Pe cuvânt? Ai stat 3 ore în picioare la un spectacol ale lui Fuego. Am fost eu la un spectacol de ale lui Fuego? Da. Dar ce dracu am făcut? Am mâncat naftalină? Ce am făcut? Mi-am făcut foiță din talonul de pensii. Dar ce-am căutat eu, mă, la... La spectacolul de ale lui Fuego. De ale lui Fuego. A făcut Fuego un spectacol de adio. Așa? Și tu ai fost invitat de onoare. Invitat de onoare? Da, am fost de onoare. Da? Auzi, dar de, bine că mi-ai spus. Când m-a întrebat să-l refuz dracu. Auzi, dar cum se numea spectacolul de adio? Adio Romică, scrie mare. Băi, nebun, ăsta face spectacole cu numele meu. Doamne Dumnezeule, mă, băiatule. Stai că mai am. Stai că mai am. Fii atent, când o să șară cumva, să nu-i împrumuți. Cui? Liviu Vârciu, 20 de lei, te rog eu frumos. Aoleu. Bă, să nu-i dai, te rog eu din suflet. Aoleu, așa. Pentru că-i bagă la loto. Așa. Și câștigă 10 milioane și ție nu-ți dă nimic, bă. Nimic nu-ți. Adică cum am măcat să-și bă? Ăsta câștigă 10 milioane pe banii mei și mie nu dă nimic? Așa de zgârcit o să ajungă zgârcios ăsta, vârciu ăsta? Bă, bă, a trebuit să-mi fie dator toată viața, să mor eu. Păi nu o să-ți fie. De ce? Că ia 20 de lei și dă omul înapoi, adică... Bă, bă, Romica, lasă-mă dracu' în pace, bă, zi-mă și tu ceva de bine. Zi-mi ceva mobilizator, zi-mi ceva că o ceva duc bine, da. Că am perspective, că... O duci bine, da. Se termină războiul. Ah, bravo, foarte bine. Care război? Ăsta, Ucraina cu Rusia? Nu, nu, nu. Războiul dintre Dana Budeanu și bărbații care nu poartă chiloți. E mort. Mamă, ce veste mi-ai dat, aoleu! Să cai jos din picioare, m-ai spart la ficat. Spune-mă altceva, bă, nu spune mie bănării de genul ăsta. Pentru că, în primul rând, nu mă interesează, pentru că tu știi că eu nu pot să merg fără chiloți. Eu port chiloți tot timpul. Păi da, acum porți că ai... Da. Ai uitat că te-a părăsit nevastă? Așa, și... După divorț n-ai să ai nici chiloți, bă, băiatule. Îți ia tot. Păi stai, mă, puțin. Te-ai venit 10 ani încoace, ai bătut atâta drum ca să spui că să nu o să mă am chiloți. Bun, și acum ce să fac? Ce vrei să fac? Păi ce să faci? Să-mi dai și mie niște vreo câțiva chiloți din aia pe care nu-i porți. Înțelegi? Că nu-mi dai mie, îți dai ție. Și să plec, să mă duc în treaba mea. Stai puțin, unde pleci? Plec. Unde? Te duci în viitor? Nu. A? Mă duc în trecut. În trecut? Da. Păi de ce? Mă duc la Craiova. Păi ce faci la Craiova? În 1961. De ce? Să-i spun lui Tactu să-și pună prezervativul, că n-ai niciun viitor, bă, băiatul. Cine, mă, eu? N-ai niciun viitor. Bă, săracule. Du-te, bă, dracu, du-te, bă, că tu n-ai niciun viitor. Te-ai pus tu prezervat, bă, săracule. Du-te, de, tu ești, eu, du-te, sărac. Bă, eu, du-te, bă, du-te, bă, du-te, bă, du-te, bă. Momentul Sociu și Paladin. A fost un moment foarte amuzant. Eu chiar sunt fan. Oamenii ăștia de modă veche uneori sunt mai puternici și mai golani decât tinerii care vin adormiți și temători la emisiunea noastră. Respect! Faza cu Vârciu e adevărată.
Poftim? Faza cu vârciul e adevărată. Nu, toate sunt adevărate. Exact. Toate sunt din viitor. Ne-am luat de la chestia asta, că ai văzut acum toate reclamele, toți vin din viitor, ai văzut? Da. Bine, și în halul ăsta în care arată Cornelia. Ăsta e viitorul. Auzi? Da. Să porți pantalonii acolo, să-ți rămână bici. Dar știi ce e ciudat? Cum e îmbrăcat acum, așa se îmbracă tineretul ziua de azi. Așa se îmbracă Cuza și... Ia auzi, bă! Unde, mă? Cum așa acum? Nu, dar aveam un final asta și el întreba, zice... Bă, și mai bă, râde și lumea. Mai râde lumea de mine, mai râde lumea. Mai râde, dacă ți-ai luat un sfert de normă. Ce fac? Faci filme erotice pentru pensionari. Bă, ești nebun. Și alea când scenele tari, cum și le faci? La scenele tari... Băgăm cascatori acolo. V-am pupat, la revedere. Vă mulțumim frumos! La revedere! Zi! În primul rând, am fost bucuros că Romica s-a întors din America Express viu. Cursa începe acum! Hai! Și mi-e schimbat, asta e foarte dubios, că știu, mai vin cu privire așa rătăcite, știi, de oameni care au trecut prin tranșee, așa, știi? Dragii mei, dragilor, a câta echipă credeți că ați ajuns? Ce tare e asta! Palade îmbrăcat ca și Cuza, nu ca domnitorul, ca și Cuza influencer. Acum, Emile, uite-mă pe mine în viitor, că mă pun aici lângă domnul Cornel, cu zicea și Bordea, îmbrăcați aproximativ... Da. Nu prea, că ai tăi scaunul și pantalonii. Păi da. Așa, nu, Cornel, așa o să port în viitor pantalonii? Da. Așa e viitorul, da. De seama că ăștia se îmbracă cool acum, cum se costumează Palade. Vă pup și vă iubim. Hai umor, urmăriți. Te aștept, Hani, pe plajă. Seișel. Vino, iubito. Să-ți văd ochii albaștri ca fundul mării. Sigur că da, viață. Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Mă întorc, hai, lasă vrăgeala, vino încoace. Când se întoarce valul tău, singur la mare. Băiete, adu și un platou cu fructe de mare și un fresh de portocale. Băi, Cornelica, băi, Cornele, bă, băiatule, dacă ai ști de când te caut, trăiască familia ta. Hai, te pup. Auzi? Dă-mi și mie niște bani împrumut, că am o chestie, am o treabă pe care vreau să o fac repede. Băi, să fac... Băi, alo, magazia, băi, surd. Să simți briza mării când bate în tine. Cornele, bă, te rog eu, ajută-mă cu banii ăștia că ți-i dau mâine înapoi. Am afacere, am omul aici, pac, pac, am rezolvat-o, pac. Bă, Romica, tu mă vezi, mă? Bă, normal că te văd, dar ce-ai? Ai luat-o la vale, trăiască familia ta? Să vorbesc cu ăștia la techiri, că ori se duc să faci împachetări? Lasă-mă, dracu, cu împachetările, că e ceva ciudat rău la împachetările alea cu... Adică? Am fost, dar nu mi-a plăcut. E un fel așa ca ultima etapă înainte de Belu, știi? E tot cu pământ, numai că nu pun capacul. Bă, tu chiar mă vezi, mă? Normal, mă, că te văd. Sigur că te văd. Ia uite, cum dracu să nu te văd? Ciudat. De ce? Chiar nu înțeleg, pentru că eu sunt în 2024. Și trebuie, mă, te-ai tâmpit. Ce, mergi cu autobuzul acum, ceva? Ce, că nu înțeleg, ce-ai pățit? Sunt în anul 2024, nebun. Bă, ești nebun, suntem în 2023, ce-ai? Tu ești în 2023. Bă, e clar. Să mor, ai băut apa de la acvariu. Sunt curios, și cum e în 2024? E frumos, e... Deci fii atent. În primul rând, domnul Cornel. A, păi sigur că ești mai mare. Ce să spui de azi înainte, domnul Emil? Trei zile, nu te întrebi. Nu contează, ești mai mare. Domnul Cornel, dacă ești mai mare. Nu, pentru că o am mai mare. Ia uite, că o are mai mare, deci trebuie să-mi zici tu mie, domnul Cuza. Mult mai mare. Băi, ești nebun? Și da. Cine ți-a mărit, omul, trăiască familia ta? Cine mi-a mărit-o și ultima dată? Cine, mă, tansatoarea aia lui Gârfi? Păi ești tâmpit la cap. Păi nu, nici nu s-a întâmplat niciodată. A, nu? Așa mi s-a părut. Guvernul mi-a mărit pensia.
S-a mărit pensia. Păi da. Dumnezeu. Doamne, ce an e 2024? Pe cuvântul tău. Habar nu ai, Gugule. Ia zi. Extraordinar. Ha? S-a băgat căldura, apă caldă în București. La Mamaia au scăzut prețurile, Gogule. La Mamaia? Da. Zic, ce zici tu de treaba asta? Zic că, așa, că dacă mă uiți să ții pastilele, încă o dată ne certăm, să știi. Nu se poate, e ceva defect la tine, nu? Gogule, noi nu ne certăm niciodată. Da. Te spun sigur. Vin din viitor. Noi suntem ca frații, suntem nedezlipiți. Știi, suntem ca Rocky 1 și Rocky 2. Da, da, da. Ăștia chiar au fost ca frații, nedezlipiți. Probabil din cauza că era unul singur. Știi, mă gândesc la... Bine, bă, lasă că ai înțeles. Avem și noi disciplina meseriei, sunt sacrificii, sunt, nu? Da. Au, nu, tu știi de ce nu fac boxiorii niciodată sex înainte de meci? Păi nu se plac, probabil, mă gândesc. Bine, mă rog, hai. Ești incorrigibil, pe cuvântul meu. Am ce? Ideea că anul 2023 a fost greu. S-au tăiat din bani, au crescut taxele. Bă, știi cum e 2024? Cum e, mă, băncați? Băncați, zi, mă, cum se... Numai lapte și miere, Gogule. Lapte și miere? Lapte și miere. Da, să mă dreacu, tu știi foarte bine că mie nu-mi place mierea și laptele mă balonează. Bine, bă, numai risotto și fructe de mare. Ei, asta e ceva. Ai înțeles? Da. Bă, nu e un român care să mai sufere, spun. Păi ăștia de la supermarket ți-aduc mâncarea acasă și te plătesc ei ca să le iei mâncarea, pe cuvântul. Ai văzut tu asta cu ochii tăi? Da. A, cu 2024. Jur, a venit unul. Așa? Mi-a adus ulei, mi-a adus făină, mi-a adus mălai. Bă, mi-a plătit și lumina, înțelegi? Aha. Și nu trebuia decât atâta să pun o ștampilă într-un pătrățel acolo. Ce idiot, băi, auzi. Da. Ce zici de chestia? Da, da. E, idiot nu, dar mare tâmpit ești. Cine, mă? Tu. Păi cum, la vârsta ta, mai crezi în ăștia, bă, că vor să te prostească? Băi, e an electoral, Cornele. Oamenii nu se schimbă niciodată, ascultă-mă pe mine. N-ai văzut cum fac ăștia? 3 ani, nimic, și în ultimul an... de mandat, atunci se apucă să facă treabă. Hai, bă, asta e norocul lor și asta e să ne pupem undeva. Auzi? Ha. Dă-te dracu mai încolo, că stai în 2023 și intri peste mine în 2024. Tăticule, ha. Ești depășit rău de tot, să mor eu. Cine, eu depășit? Păi da, mă. Și ai uitat când ai venit cu sarmale să mâncăm amândoi? Păi și, mă, nu-ți plac sarmalele? Păi sunt bune, mă, dar nu la cinematograf. Hai, mă, îmi dai banii aia sau nu? Cam o stare bună, chiar îmi iese bine, mă. N-am cum să-ți dau bani, jur, aș vrea să-ți dau. De ce? Dar nu pot, pentru că nu sunt în același an cu tine, înțelegi? Ce dragul nu prinde? Eu sunt aici în 2024. Așa, și? Păi și cum, dragul, să-ți dau bani? Tu ești în 2023. Auzi, cum fac, mă, și eu să vin și eu în 2024 dacă e așa de bine la tine acolo? Păi, bă, Gugule, știi aparatele alea cu fise? Da, le știu, alea, da. E, acum sunt cu hârtii, nu mai sunt cu fise. Cu hârtii? Cu foi, da, bagi hârtia și pac. Și câte hârtii de alea trebuie ca să intre? Ai o hârtie de 500 la tine? Am mai multe, am câteva de 100, dar am 500, că nu-s prea el. Ce dracu? Păi hai, bagă-le. Unde? Păi aici. Unde, mă? Aici, mă. Aici trebuie băgate? Păi nu vrei în 2024. Ba da, vreau în 2024. Păi hai. Mai bag? Păi bagă, bă, 500. Am 500, îmi cer scuze. 2, uite, 3. Dai, mă, mai repede, că trece 3, timpul. 4. Și pierzi autobuzul. Așa, 5. Bravo. Gata? Foarte frumos. Am băgat 5. Gata. Hai. Și acum ce fac? Mai du-te, dracu, de aici, ce să faci? Mă ții de 2 ani, abia reușesc să recuperez banii ăștia de la tine. Tădicule. Și cu 2024 ce facem, mă? Lasă-mă 2024. A. Mai rămâi un pic în 2023. Ei, vai de mama ta în 2024. Mai stai pe aici cât mai prins. Hai, da? La revedere. Hai, te pup. Te pup pe portofel. Hai, pa. Bă, stai, mă, Cornele, dă-mă. Ia trecut să-ți dă-mă, bă.
Să invităm pe scenă pe Olivia Păunescu! Olivia! Mamă, vin știrile peste noi! I know you! Au venit știrile peste noi! Bună seara, haideți să mergem la colegii de la Observator să vedem cu ce titluri ne așteaptă. Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte tare că sunt aici. Bun, dragilor, am venit aici să prezint știri. Așa. Da? Da. Putem să începem? Te rugăm. Da. Sunteți foarte atenți? Dă voie. Da? Go! Bun, sunt aici să vă spun care sunt nominalizările la categoria Ca la noi, la nimeni. Iată știrile nominalizate la acest premiu. Și prima nominalizare, Constantin Reliu. Este un bărbat plecat în Turcia la muncă. După câțiva ani a fost declarat mort de soția lui. Domnul Reliu s-a întors, a cerut să fie viu din nou, dar autoritățile spun că acest lucru, din păcate, nu este posibil fără resuscitare. Așa că, pentru o vreme, continuă să fie mort, singurul avantaj fiind, după declarația acestuia, bineînțeles, că nu mai trebuie să ridice capacul la toaletă. Bun! Bun! Tu poți declara pe cineva mort fără cadavru? Adică eu acum, dacă eu am un prieten, micuț, nu am mai văzut cu micuțul de o lună, de exemplu. Eu pot să mă încă acum să zic, a murit micuțul. Și statul român zic, a murit micuțul? Da. Păi ce dovezi aveți? Păi nu am mai vorbit cu el. A, clar, pe cum morți nu vorbești. Așa e. Și micuțul după aia poate să zică, bă, m-ai declarat mort? Doamne, deci n-ai, nu, așa. Deci este ceva incredibil, jur. Incredibil. Incredibil. Să continuăm a doua nominalizare, un individ băut de 41 de ani, ceea ce nu are absolut nicio importanță pentru știre, dar trebuie să o menționăm ca să mai umplem spațiul. A băgat piciorul în cușca tigrului la grădina zoologică. Tigrul și-a înfipt colții în piciorul omului aflat în stare de ebrietate, ambulanța a ajuns destul de repede și medicii spun că sunt șanse destul de mari să salveze tigrul de coma alcoolică. Corect. Why would you do that? Cea de-a treia nominalizare, un cal și-a așteptat cu minte stăpânul în parcarea unui supermarket din Titan. El a fost parcat și legat în zona bicicletelor. Acest lucru l-a făcut destul de confuz pe animal, însă cowboy-ul de ocazie spune că a lăsat animalul la umbră și a intrat doar 2 minute să caute o văz la pungă. Nu cred, nu cred, cal, nu cred. Da, mă, s-a dus în hrănească cal. Ce suflet mare. Eu sunt genul de om care s-ar duce cu un cal în parcarea supermarketului de la care mă alimentez în general. Da. Bun, a patra nominalizare, un angajat al unei firme de alpinism utilitar a fost la un pas să cadă de la etajul al 11-lea al unui bloc după ce o femeie de 71 de ani, locatar în imobil, a tras cu violență de corzile în care era ancorat bărbatul. Acesta a reușit cu greu să se salveze. Femeia a fost inițial amendată, dar ulterior fapta a fost iertată, cercetările dezvăluind că era soacra acestuia, comportamentul fiind unul cât se poate de firesc. Normal, da, 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 bravo. Aș vrea să câștige calul. Eu vreau să câștige mortul. Și eu tot la mort mă gândesc. Eu sunt la... Să fie mortul viu. Calul. Haideți să vedem cine va câștiga. Eu cred că ăsta cu curzile. Curzile? Da. Cu soacra. Mulțumesc. Și câștigător este, așa mortu. Cum ați vrut. Cine? Constantin Reliu. Mortul. Mortul? Mortul. Trească mortul viu. Unic. Și a câștigat. Născut în 1955, român, declarat decedat de către sistemul de justiție din România în două rânduri. Prima oară în anul 2016, în urma solicitării în instanță a soției sale și a deciziei judecătoriei Bârlad. A doua oară în anul 2018, în baza deciziei Tribunalului Vaslui, deși judecătorii l-au văzut viu în carne și oase. Fotografia este realizată în noaptea de înviere a anului 2018. De ce e fi făcut dacă ai fost 3 ani declarat mort? O rămânem așa? Da, rămânem așa. Și făceam orice. Pe cum arestez mort? Bună ziua! Ia! Bună ziua, bună ziua!
Mă bucur foarte mult pentru premiu. O să ridic eu premiul ăsta pentru că, din păcate, soțul meu este mort. Eu uite-l și pina tanticu. Și ăsta era mort. Nu, 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 el e cât se poate de viu. No, doamnă, era mort după mine. Că ne-am cunoscut tot așa la o mormântare unde făcea el stand-up. Păi cum? El face stand-up la mormântări? Nu, la început a fost nuntă. Dar după ce a început el să facă stand-up, a fost mai așa, mai din mormântare. Așa, deci... mulțumesc... Mulțumesc familiei mele, fără de care eu nu m-aș fi născut. Și mulțumesc și autorităților, fără de care Costache n-ar fi fost acum mort. Bună seara, domnul Chelu. Aveți stai, ceva în comun. Stai, băi, băi, stai, băi, oleacă, băi, Mihai, băi. A venit mortul, băi. A venit mortul, chiar e mortul. Care, băi? Băi, hai, bă, cu țărizești cu premiu, băi, primeie, băi. Doamnă, fii atentă puțin la mine, eu sunt Constantin Reliu, doamnă, și sunt, adică eu, el însumi aici a venit. Și eu nu-s mor, doamnă-s viu, uitați-mă, mișc. Ui, mă mișc, am nu mă mișc. Uai, știi ce, ia mișcă-te, uai, de aici când îi faci de râs. Nu, stați puțin, vreau să știu așa, ce s-a întâmplat? Spuneți-mi pe scurt povestea. Pe scurt, doamnă, femeia are chef de cât ileală cu persoane extraconjugale și m-a omorât ca să poată să se desfășoare, știi? Păi, dar, și m-a deranjat că nu m-a omorât așa, cum se face cu o travă, cu toporul, cu mijloace de ăștia tradiționale, din mostră moș, cum e la noi la Vaslui. Doamnă, m-a omorât în acte, doamnă. Păi, dar normal. Doamnă, nu a mai dat un semn de 7 ani. Păi, cum? Și după 7 ani ce ați făcut? Pomană. Că așa e la noi, doamnă. Dacă soțul nu dă un semn timp de 7 ani, se presupune că a murit. Adică e mai bine pentru el să fie murit, că dacă cumva era la vreo gajică, credeți-mă că nu mai scăpa de viu din mâinile mele. Da, și gajică să fiu, băi! Că veneam acasă, băi, după 2 zile, doamnă, imediat cum veneam, îmi ziceam, imediat, unde, băi, nu mai pleci înapoi? Nu mai facem și nimic împreună, doamnă. Ești mort. Și dacă mă credeți, vă spun sincer că mi-am dat seama că și la mâță folosim 2 nume diferite. Ea îi spune spiche și eu îi spun coș. E, doamnă, uite, de aici vă dați seama cât îi pasă lui de familia noastră. Deci, în primul rând, noi nici măcar n-avem mâță, da? Și mai trebuie și ochelari, că eu îi spuneam Spikey la șosetele celea pe care le arunca pe jos, că odată nu și le strângea, doamnă. Și îi spuneam, ăia animalul, aruncă-le, băi, la coș, acolo, la coșul din rufi, înțelegeți? Aceea era coșul, băi, mortăciunii. Nu, nu, haideți să vorbim frumos, vă rog frumos. Dar eu vorbesc foarte frumos, doamnă, că așa e trecut în arte, mortăciunii. Ia, stai, băi, stai, aleacă, aia nu era mâță? Nu, mirosea mâță, dar erau șosete. Bine, băi, bine, băi, bine, ai bine, băi, da, ia zi sincer, bă. Când te-am prins cu unul în pat, ai, ia spune, doamnă Olivia, zi-mă că te-am prins, doamne, era acasă, în pat cu un locotenent, doamne. Ieti, măi, dar ce mai știi tu gradele din armată? Tu care nu știi decât gradele de la țuică. Nu era, doamnă, ascultați-mă, sincer vă spun, nu era niciun locotenent. Era un tâmplar și nici nu era în pat, era lângă, repara podeaua și în ziua aia nici nu venise. Nu ți-e rușine, bă, nu ți-e rușine, de ce mai declara mor, bă? Nu puteai să divorțezi și tu, bă, ca o persoană normală? Păi ca să divorțezi trebuia să existi și tu și tu nu mai dădusei un semn de 7 ani, măi, animalule. Păi de-aia nu dădeam niciun semn, ca să nu poți să divorțezi. Trebuie, băi, trebuie să stau și eu undeva. Unde mă duc să dorm? Na? La Belu, că acolo m-a de ei aparțin. Păi și... Băi, și eu ce mănânc, băi? Că dacă-s mort, nu am nici pensie, bă. E, lasă că sunt și de ăștia vii care n-au niciun fir de pensie. Băi, tu nu vezi că ai dat în mintea copchiilor? Ție trebuie să-ți dai statul alocații, nu pensii. Așa-mi fac, doamnă, de 20 de ani mă contrazice în continuu. Nu e adevărat! De 21. Așa sunt femeile, să știți. Haide, băi, haide, băi, să ne împăcăm, băi. Haide, bă, că-ți promit că o să fie bine, băi, femeie, bă. Hai, lasă-mă să fiu viu din nou, bă, te rog, bă. Tu poți să fii viu în acte, dacă îți dă voie statul. Dar la vârsta ta nu mai ești viu
unde trebuie mie. Așa că îmi pare rău, aici avem o problemă. Trebuie să mă ajut să fiu declarat din nou viu ca să pot să aș o viață normală, băi. E, uite că nu vreau să te ajut, că nici tu n-ai vrut să mă ajuți pe mine când am avut nevoie. Ce vorbești, băi? Doamna Oli, băi! Băi, acălaia, bă, că ți-am trimis 100 de haine de piele, bă! Haine de piele? Băi, o trebuie să le vând ca să dau copiii la școală. Păi și nu ți-am trimis și bani, băi? Păi cu bani o trebuie să cumpăr la loc hainele de piele. Vă opresc puțin, deci eu nu înțeleg așa. Domnul Reliu a fost declarat mort, acum nu mai are unde să meargă, este corect? Doamnă, acum, sincer, ăsta e caz vechi din 2018, doamnă. Da. Între timp ne-am împăcat, am rezolvat, am făcut și un scurtmetraj. Și am trimis aici, așa, și am venit acum să luăm premiu, băi. Avem și noi nevoie de bani, că și oricum îi împărțim, că acum ne-am împăcat. L-am declarat iarăși viu. Ceea ce nu știți voi și o să vă anunț eu acum, premiul nu este în bani. O să primiți o diplomă, într-adevăr, și această statuetă... Ia-te, băi, băi, termină, băi! Prezentatoare, băi, ia-te, băi! Ia-te, băi, de ce mă bărberesc eu ca să-mi dea asta mie diplomă, băi! Hai, băi, băi, nevastă, băi! Hai, băi, face cum ți-am spus eu, băi! Mergem la Mirela Vaida, băi! Așa-i, mergem! Hai, moldoveancă de-a noastră, ne și înțelege, băi! Da, vorbește limba noastră, ce e, da! Aia de la acces direct plătesc mai bine, băi! Serios? Băi! Și mă bag într-o criptă la Belu, tu vii după mine, zici că sunt strigoiți, așa, da, da. Maxim, o să mă pună să-ți dau o palme, doi, trei pumni. Da, s-o obișnuit. După care plângi și tu o leacă, că știi cum să plânge, și trăim doi ani din asta, giugiuc. Hai că facem o poveste frumoasă. Hai bă, că cu ăștia murim de foame, băi. Ai dreptate, hai să mergem, că ăștia de la Ai Umor nu știu de glumă. Da, hai. Eu vă urez o viață frumoasă. La revedere, doamna. Să rămână, doamna. Alo, vezi că te cam uiți la doamna Olivia. Eu vezi că te trăznesc acum. Nu uitam, la ea, bă, cu cine să vorbesc, măi. Haideți, bravo! No. Oh, excelent! Bravo! Bravo! Am băgat și puțin de stand-up când am zis prezentatoare. Da. Da, asta ești. Asta faci și o faci bine. Da. Romica, ne bucurăm că ești viu. Vrei să spun ceva? Că toți m-au declarat mor după America Express. Da. Bă, Romica Țociu și Paula Chirilă, foarte bun. Extraordinar. Păreau căsătoriți chiar. Păreau căsătoriți de mult. Foarte frumos. Pentru și... Olivia, ai văzut cum e să vină știrile peste tine? Am văzut. Ceea ce nu știți, ceea ce nu știți voi, astea chiar au fost știri reale. Cred. Vă pup și vă iubesc și emisiunea. Mulțumim. Mă duc să dau ăștia jos, cred că sunt. Cred că sunt alucuza, că mă sunt că el foarte așa. Am descoperit că oamenii ăia își fac meseria cu o pasiune pe care îmi doresc să o regăsesc și eu la mine în rap peste 5-6 ani. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos! Mulțumim. Paula!